Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, celebrate an de an pe data de 7 aprilie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Andrei Constanța a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Meritul Sanitar în grad de cavaler, în semn de apreciere pentru importanta activitate de asistență medicală, precum și pentru rezultatele obținute în perfecționarea actului medical. Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, președintele României a conferit Ordinul Meritul Sanitar în grad de mare ofițer Institutului Oncologic Profesor Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, Ordinul Meritul Sanitar în grad de comandor Spitalului Municipal de Urgență Moinești-Bacău, Ordinul Meritul Sanitar în grad de cavaler Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, Institutului Clinic Fundeni București, Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța și Spitalului Municipal Orșova, au transmis reprezentanții administrației prezidențiale. Decretul a fost semnat luni, 8 aprilie, anul curent, iar ceremonia de decorare s-a desfășurat marți, 16 aprilie, la Palatul Cotroceni. Stimați manageri, director medical și membrii ai corpului medical, vă felicit! Bine ați venit la Palatul Cotroceni! Mă bucur să vă înmânez distincțiile acordate cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății, o zi care merită sărbătorită. Din delegația care a reprezentat cea mai mare unitate spitalicească din Dobrogea au făcut parte șef lucrări dr. Cătălin Nicolae Grasa, managerul SCJU Constanța, șef lucrări dr. Bogdan Obadă, director medical, asistent licențiat Cornelia Banu, director de îngrijiri, economist Natalia Munteanu, director economic și profesor universitar dr. Vasile Sârbu, fondator al Facultății de Medicină și al Școlii Chirurgicale Constanțene dezvoltate în cadrul acestui spital. Pe de altă parte, ministrul Sănătății Sorina Pintea a vorbit despre dezastrul pe care l-a găsit pe secțiile Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Andrei Constanța în urma controlului realizat în noaptea de duminică spre luni, 7 aprilie, anul curent. Ministrul a descins la Constanța într-un control inopinat, în urma căruia a vorbit despre mizeria și dezastrul găsite pe secția de neurologie, cât și despre lungile ore de așteptare din unitatea de primiri urgențe. I-am propus domnului director medical, domnului președinte, schimbarea asistentului șef de pe secția neurologie, dar în general asistentul, directorul de îngrijire a spitalului are nevoie de un avertisment, pentru că teoretic trebuie să supravegheze aceste aspecte. În urma acestei acțiuni, ministrul Sorina Pintea a recomandat demisia a două asistente medicale, asistenta șefă de la neurologie și o asistentă de la triaj.